Urmarea solicitărilor înregistrate la Ambasada Republicii Moldova de la Tel Aviv din partea unor cetățeni ai Republicii Moldova din Fâșia Gaza, celula de criză din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a pus la punct împreună cu instituțiile naționale abilitate Ambasadele Republicii la Tel Aviv, Ankara, Kiev și Consulatul de la Odessa. Detaliile unei operațiuni de repatriere a 13 cetățeni moldoveni din Fâșia Gaza către Republica Arabă Egipt. Potrivit serviciului de Presa Almaie, cetățenilor moldoveni evacuați le-au fost asigurate mijloacele de transport până la Cairo, asigurările medicale, alimente, precum și produse de stricte necesitate în cooperare cu Ambasada Ucrainei în Republica Arabă Egipt. Securitatea transportului cetățenilor noștri și ai Ucrainei a fost asigurată cu sprijinul autorităților egiptene. Diplomația Republicii Moldova a întreprins demersurile care se impuneau pentru emiterea în regim de urgență a titlurilor de călătorie, efectuarea testelor PCR necesare cetățenilor Republicii pentru intrarea acestora în Egipt, respectiv continuarea deplasării cu aeronavă special pusă la dispoziție de către guvernul Ucrainei. Celula de criză Ministerului Afacerilor Externe a administrat inițial o listă de 31 de persoane care au dorit să revină în Republica Moldova, fiind alocate din fondul de intervenție 150.000 de, de lei pentru misiunea de evacuare. Un proiect în acest sens a fost aprobat în cadrul ședinței din 19 mai a Cabinetului de Ministri. Sosirea grupului de cetățeni este prevăzută pe data de 27 mai la bordul unui autocar pus la dispoziție de guvern pe ruta chiev diplomației moldovene Aureliu Ciocoi a adresat omologului său ucrainean Dmitro Kuleba mulțumiri din partea autorităților de la Chișinău pentru asistența acordată de statul vecin în procedura de repatriere a moldovenilor din fâșia Gaza. Ambasada Republicii Moldova de la Tel Aviv menține un dialog permanent cu cetățenii care nu au dorit să părăsească fâșia Gaza în cadrul acestei operațiuni. În acest sens, mai e recomandă cetățenilor din zonă care nu și-au înregistrat încă prezență să contracteze misiunea diplomatică pentru a transmite propriile coordonate, astfel încât, în eventualitatea unei situații de urgență, să poată beneficia la cerere de asistență autorităților.